Doamnă și domnule, bine v-am găsit. Mai aveam altceva pregătit în seara asta, însă cea mai bună concluzie o întrebare. Oare unii ne disprețuiesc sincer sau sunt foarte proști? Asta e o întrebare pe care vă pun, vis a -vis de ceea ce se întâmplă în politica românească. Adică, Astăzi la prânz nu era nimic. Au ieșit toți să pună Batista pe Țambal, a ieșit și Antonescu, domnule, nu avem niciun scandal în PNL, totul e ok, a ieșit și Ponta, nu avem niciun scandal în USL, de opoziție nu mai discutăm pentru că ea nu există, fie Țelena ușoară. Ca peste vreo 3-4 ore să bubuie. Schimbă-l pe Chițoiu, ok, schimbă-l pe Chițoiu. Are probleme la DNA, schimbă-l pe Chițoiu și pe cine aduci în loc. Sursele dau ca sigură numirea lui Eugen Nicolaescu de la Sănătate la Finanțe. Bă, dar chiar sunteți geniile carpaților să vă pricepeți la toate? Îl pui pe la la sănătate, de acolo îl dai așa la finanțe, că nu-i mare diferență între ele. Una e cu banii, alta e cu ficatul. Sau cu operația. Să nu-i dea la operație. Mă uit fără să vreau la televizor, și nu îmi vine să cred. Mă nu vine să cred cum se bunghez toate chestiile astea. Parcă am intrat din august 2012 sau de când a fost scandalul ăla într-o zodie de asta în care fiecare cetățean a României, ca să fie mai patriot și mai patriot, ar fi obligat să dea la ficați celuilalt cetățean al României și împreună toți de 1 decembrie să meargă la fasole cu ciolan și să spună, sunt mândru că sunt român. Nu sunt mândru că sunt român. Aș putea fi mândru că sunt român pentru Caragiale, dar el a murit la Berlin. Aș putea fi mândru pentru Brâncuș, dar el a murit la Paris. Aș putea fi mândru pentru, cine vrei tu, Eliade. El a murit în America. Nu poți să fii mândru de Nicolaescu și de Chițoiu și de Mariana Câmpeanu și de Ponta și de... cum îl pe ăsta, Antonescu și de ce vrei tu? De Videanu și de toți. N-am cum. N-am cum. Ca să vezi ce bine se potrivește, citatul zilei. O să-l imediat pe plasmă. Ea aparține lui Andrei Pleșu. Este un citat proaspăt, un diagnostic proaspăt de ieri despre ceea ce am fost în stare să facem 24 de ani. Am produs anumiți papagali cu simț politic, dar modele cu adevărat nu am produs, Andrei Pleșu. Și vine, și asta mi-e -mi frică, de faptul că s-ar putea ca noi niciodată să nu fi fost altfel când îmi amintesc de Macedonski. Cel care zicea că trăsătura caracteristică a românului este papagalismul. Și se referea la politicianul român. Și a zis, bă, dar totuși avem modele. Știi că toată lumea spune, sau foarte multă lume spune pe Facebook, Doamne, ca în Ucraina trebuie, dă acolo, să ieșim în stradă ca în Ucraina. Doamne ferește, eu nu-mi doresc să văd arzând în capitală sau în alte orașe cauciucuri pe stradă și lume bătută de jandar. Nu-mi doresc nici morți. de zic, Doamne Ferește, ca să nu vă mai spun că în Ucraina se pun și alte lucruri care țin la, de geopolitică, se pun în cântar. Ucraina de vest și Ucraina de est. Ucraina ortodoxă și Ucraina, să zicem, mai interculturală, multiculturală. Dar trec peste asta. Dar avem totuși, pornind de la modele, avem totuși o legătură cu Ucraina. <coughs> Și ca să vezi cum se potrivesc încă din vechime anumite metehne ale românului. Știi că în Rusia și în Ucraina sunt trei orașe, Mogilev? Știi că există un sfânt Mogilev? În 22 decembrie mi se pare se serbează sfânt ortodox. Știi de unde vine Mogilev? De la fiul domnitorului Movilă, în moldovenește, pe limba aia, vechei se spunea Mogilă. Și fiul domnitorului Movilă, al nostru de aici, și la țara românească, și la Moldova, așa, a fost cel care a reformat din temelii Biserica Ortodoxă Rusă și pe cea ucraineană. Și acolo este celebrat ca sfânt. Petru Movilă. Ai auzit vreodată să se vorbească la noi despre asta? Ai auzit vreodată, ai văzut într-un manual, măcar să-i ridice cât de cât, să-l să-l facă mai consistent pe copilul ăla din punct de vedere identitar și să-i spună și de oameni ăștia mari. Nu. Pentru că așa cum o tras comuniștii de coloana infinitului al lui Brâncuș, așa cum l-au refuzat Academia Română de patru ori pe Brâncuș ca membru al Academiei, așa cum o ars cărțile lui Eminescu, așa cum l-au alungat pe Caragiale la Berlin, exact așa facem cu toți. Și în locul ălora, ghiși cine vin! Papagalii cu simț politic. Ăla <coughs> care nu a fost bun la sănătate, care e un domeniu esențial într-o societate, este bun la finanțe. Alt domeniu esențial în societate. Bă, dar chiar vă bateți joc de noi? Vă place să vă bateți joc de noi? Dați, faceți orar de batjoc Dragă popor român, în fiecare zi de luni până vineri, de la 9 la 14, ai program în care cineva, guvernanții, își bat joc de tine. Și atunci știm că e cu program, tată. Spunem nevestei, nu mă căuta, nu mă trimite după lapte, nu mă trimite cu gunoiul, nu mă trimite la alte femei, că trebuie să stau să-și bată ăștia joc de mine. Și atunci știm o treabă. Corect? Bă, dar nici chiar în halul ăsta, că până la urmă, eu zic că îți sunt a ceea ce se întâmplă în Ucraina, dar acolo se ajunge, băi băieți, pentru că sunteți incapabili să înțelegeți esența a ceea ce naiba înseamnă și dracu înseamnă un popor în globalizare. Că nu ne mai puteți fi prosti. Nu mai putem face ca pe tipul Ceaușescu că nu știam că cafeaua din Viena, Alvorada aia, îi mai ieftin acolo decât la noi. Nu ne mai puteți șmecheri cu cât un nes. Că dăm un enter, mămăliga lui de enter și aflăm mai multe decât ați vrea voi vreodată să spuneți. Este dispreț total. Dar total, bă, mămăliga ei de țară, înțelegi? Nici odată nu s-a mai întâmplat așa ceva. Și stau ca un arc. Pentru că în fiecare zi vine cineva la studio. Hai, domnul, fă emisiuni în stradă. În fiecare zi primesc mesaje. Haideți la Târgu Mureș. Haideți la Brăila. Haideți la Iași. Haideți la Timișoara. Haideți la peste tot. Faceți emisiuni în stradă, că venim acolo 2 300 de oameni și nu mai plecăm de acolo, chiar dacă să plecați în altă parte. Și zic, mă, să nu fiu eu de clicul ăla spurcat. Nu zi eu arafat. Nu zic eu ăla care ies pentru Arafat în stradă. Dar acolo, cine va fi înlocuit? Cine e la Gerea? Ministrul Economiei, Gerea. Ai auzit de el, de Ministrul Economiei? Cum s-a dacă n-ai economie? Va fi înlocuit de cine? De Atanasiu, care a fost pe vremuri ministru apărării sau internelor. Bă, băieți, sunt două domenii diferite, sănătatea și finanțele. Sunt două domenii diferite, zi -mă, la cel până asta, economia și apărarea sau internele. Chiar nu mai aveți acolo, în zoftoșul al vostru, nu mai aveți, n aveți capacități de selecție, dar vă selectăm noi, cu vă sufletul de tăți părețe. Bă, mi rușine că român. Înțelegi? mi rușine că român. No. Amendați-mă pentru asta, dacă pot. Dar mi rușine, știi de ce? Pentru că am în spate toate zoaiele pe care presa străină le scrie despre noi. Și mi-e căz român, pentru că din prea multă mândrie pe care o caut, dacă înțelegeți chestia asta care seamănă câteodată cu oximoronul, deja s-a ajuns la limită. Încerci mereu să vezi, Doamne, fă să mai fie niște copii care au luat o medalie de aur la Olimpiada Internațională. Te agăzi de aia să fii și tu un pic mândru de ce se întâmplă în țara asta. Doamne, dă să mai facă medicii din Cluj sau din Iași sau din București sau din Craiova sau din Timișoara o operație în premieră europeană, iară să ne prindem ca de o funie la o corabie care se scufundă. Doamne, dă să mai vedem că bagă mutul gol sau care mai bagă gol și mai face și noi egal cu nemții și mai răsuflăm încă o dată. Dar nu poți, că nici măcar alea nu se mai întâmplă. Că medicii ți-au plecat, copiii noștri că vin cu medalii și întreabă la aeroport dacă nu se mai face moda asta, că s prins televiziunile, mă rog, patronii politici ai televiziunilor. Ce vrei să faci după ce ai? La... Eu plec în străinătate. Ăsta le este răspunsul. Rar, foarte rar, găsești cât un copil care a învățat de la tasul și de la Măsa că nu se covrige cu câini, câini cu covrige în coadă și s-ar putea să facă carieră și aici. Și copiii ăia, după ce încep o carieră aici, pleacă mâncând pământul. Pentru că nu au loc nici de Nicolaescu, nu au loc nici de. Mariana Câmpeanu pe acolo, nu au loc nici de nu știu care bușoi notar prin Timișoara a venit de nu știu unde și acum brusc mare, mare, marele descoperitor al sănătății. Bă, dar ce ați inventat voi? Că nici dacă vă pun să faceți o injecție, habar n-aveți. Ce ați inventat voi? Insulina? Ce ați inventat? Nici despre insulină nu scrie manuale. Ce suntem noi proști? Avem cumva funii de alea de mândrii identitare? Nu... No. Dar avem următoarele, tată. Dăm baronul de Brăila. Îl vezi? Evenimentul zilei. Baronul de Brăila, Brunea, Bunea Sancu, avertisment pentru apropiații din USL. Dacă mă saltă DNA-ul, vă trag pe toți după mine, nu pic ca prostul. Îți dai seama ce încrângături sunt acolo? Și citeștirea. știrea. Frumos? Potrivit ziarului național, citat și de evenimentul zilei. Lista președinților de consilii județene care au fost aruncați de DNA în justiție este deschisă tocmai de Bunea Stancu. Fost electrician, ajuns acum, zice ziarul, starostele Brăilei, care amenință că dacă va ajunge la închisoare, va avea grijă ca toți ceilalți camarazi săi să ajungă după gratii. Am încheiat citatul. Sursa EVZ. Uite ce zice. Nu o să pic doar eu ca prostul, vă iau pe toți după mine. Pe toți. Până și pe Procurorii care m-au scos până acum, îți dai seama ce e acolo? Justiție, tată. Reiau citatul. Mă duc eu, trag tot județul după mine și Bucureștiul, ne ducem cu toții la Mititica. Și tu îmi spui mie că vrei să faci din țara asta o țară europeană? Tu îmi spui mie, musai contribuabilule, să fii mândru că ești român, să-ți faci datoria ta de cetățean român, adică să muncești ca să-ți duci copiii la școală, să-i să duci uite, așa. Știi, că atunci când pornești mașina și nu mai are baterie, o împinge, o împinge, o împinge, și după o bagi în viteză și pornește. Nu mai bag bă în viteză. Nu mai mestec când... în schimbător. Mestecați voi, dar mestecați ce vă spun eu după ora două noaptea când pot să înceapă filmele de ochiate. Înțelegi? Fost electrician, a ajuns președinte de Consiliul Județean. Electricienii în istorie au schimbat ceva. Lech Wałęsa este electrician. O rămas același electrician. Numai că avea o chestie în plus față de toată clasa noastră politică. Se numește caracter. În rusește, domnul Iliescu, ca să mă înțelegi și dumneata, caracter. Caracter. Știu unde duce chestia asta? Hai să arăt adevărul. Constituția revizuită la mișto. La mișto este titlul din adevărul. Aleșii au nesocotit opinia specialiștilor au făcut bășcău de absolut orice. Constituția, din câte știu eu, e un fel de carte a națiunii. Adică acolo se trasează, așa cum desenează copiii la început un om, acolo se desenează o țară. Hai să vezi cum o nesocotit tot ce o însemna solicitarea Consiliului Legislativ, respectiv solicitarea de la Comisia de Veneția. Și zice așa, Uite o prevedere care ar putea face din nou obiectul criticilor. Articolul 72, referitor la imunitatea parlamentară, a fost modificat astfel încât în alta curte de casație și justiție să nu mai poată judeca procesele parlamentarilor în ciuda solicitării Consiliului Legislativ de reanalizarea textului. Ce înseamnă asta? La ăștia, la parlamentar, li frică de acel complet de 5 de la înalta curte. Aia care i-o băga la bulău pe tovarășul Năstase, pe Fenechiu, pe o grămadă. Voi cu petăți care erau parlamentari. Și la mantine, lăgiști cine se pregătește, dar și voi lescu are un dosar și nu mai poate scăpa că stă de dat de inisia. Ba că bacă era parlamentar, ba nu mai era parlamentar, funcție de cum se mișcau treburile în justiție pe acolo, unde ajungea cu procesul. Da? Și acum ce au zis? Băi, ia să rezolvăm noi complet o la de 5, de ce să ne judece să stăm noi înspăimântați luni de zile, facem dracului în infarct? l-am ras din Constituție, tată. Și fii atent. Să nu crezi că li frică. De faptul că există instituții fundamentale ale Uniunii Europene. Gata, tată, am intrat în Uniunea Europeană. Nimeni nu ne mai poate face nimic. Și uite cum se vorbește. Dăm citatul. Ăia de la Comisia, de la Veneția, așa sunt ei, boieri. De fapt, niște pensionari care cu asta își ocupă timpul. Comisia de la Veneția este o instituție europeană care cu asta se ocupă. Stă și se uită ca actele fundamentale ale țărilor componente din Uniunea Europeană, Constituțiile, să fie la unison cu libertăți, drepturi, obligații. Și când zici obligații, zici și obligația ălora din Parlament niște pensionari care cu asta își ocupă timpul. Niște băieți. Asta au zis un parlamentar către gazetari într-o pauză de aia, când după trei minute de gândit, cred că l-a durut capul și iar nu și-a găsit creierul mic, că o crezut că e în creierul mare. Înțelegi? Eu mă gândesc câteodată, bă, ăștia vor la est sau la vest. Pentru că noi, scriptic, suntem în vest, în occident, Faptic, suntem în Est. E un fel de Belarus cu Euroștaif. Așa l-aș numi eu. Belarus cu Euroștaif. Îl iau, îl iau iară pe pleșu. Oricum politicienii nu înțeleg ce zic eu aici și citatele pe care le dau. Și atunci măcar voi, doamnă și domnule, să le înțelegeți. dăm pleșu cartonul. Care zice așa, trebuie să ținem cont de un lucru. La această oră, occidentul este singura opoziție unită și eficientă din România. Nu mai avem opoziție, pentru că opoziția este foarte ocupată cu faultul. Ăștia se faultează mereu după ce ajung la putere, ăștia se faultează numai în careu de 11 metri. Niciodată nu s-a întâmplat să aibă un, un uh, scor mare și să fie la guvernare și după aia să existe un traseu normal al opoziției. Și asta nu o zic pentru că țin cu un partid sau cu altul, ci pentru că indiferent care e opoziția, mai ales asta de dreapta, ar trebui să... Fie, că, la asta e cu 11 metri, așa? Asta ar trebui să echilibreze substanța legilor unei țări. Adică ai fost dreapta la putere, ai acumulat, acum trebuie să vină stânga să redistribuie, ca să se facă acel echilibru normal, așa cum se face peste tot. Și uite cel mai bun exemplu, Germania, unde guvernează stânga cu dreapta de ani de zile și își pun la oaltă toate, toate chițibușerelile pe baza unor principii pe care nu le negociază. Adică creștere economică, Poți să tunie, poți să plouă, nu abdic de la principiul economiei de piață, principiul libertății de asociere, principiul libertății de inovare, principiul autonomiei universitare, autonomiei locale, autonomiei regionale, de care vrei tu. Aici, care cum se enervează într-o ședință de guvern, vine și trântește legea de, de păreți. Și iar eu să l ciufutul de serviciu din țara asta, iar eu trebuie să fiu ăla care iau șuturile în dos. Sigur, vine German și ne spune ce nu-i bine în țara asta. Dar veniți voi să spuneți ce e bine în țara asta. A o cei, nici măcar aia. Bun. Altul. Apropo de est și de vest. Să înțelegi de ce noi suntem pe vest croiți. Noi, ăștia din popor. Ăia de la guvernare. Pașol Naturbin, ca la Moscova. Andrei Pleșu zice, și Caragiale, și Brâncuș, Eliade, Enescu, toți cei pe care îi știm au plecat spre vest, și nu au plecat de nebuni. Cultura noastră s-a format cu oameni care întotdeauna au fost educați în Occident. Fondatorul poeziei noastre moderne Eminescu s-a format la Berlin și la Viena. Cel mai explicit a fost Caragiale, care întâi a vrut să se mute în Ardeal. Că ăla e Occidentul și ăla era și nu găsea locul. Și atunci și-a luat inima din și a plecat la Berlin. Nu știu dacă domnul Bunea Stancu, mă înțelege. Dacă nu mă înțelege, bagă-ți domnul un pic deștile în priză, vezi dacă îți amintești de perioada în care erai un foarte bun electrician. Bă, eu mă, eu mă tot întreb așa. Câteodată mă sperie. Ziua de astăzi m-a speriat. Dar nu pentru că ăștia și au dat în gură, ci pentru că n-am văzut în viața mea atâta dispreț, atâtea flegme de astea de dispreț, una după alta, în capul nostru. Ălora care plătim toate porcările care se întâmplă. Și atunci eu mă întreb, bă, unde s-au amestecat esențele? Mă, când s au făcut declicul ăla care a pus lumea asta pestriță din România pe făgașul ăla entuziast al Orientului, tată? Pe chiloțărea cereală aia fundamentată prin șmecherii și prin tot felul de, de curvăsării politice. Bă, pe timpul fanarioții, în intervenii, în timpul comunismului chiar, mereu Occidentul a fost o țintă de civilizație. Amintește-ți cum tremuram tăs că ne, aduc, nu știu, ne aduce nu știu care Alvorada din Viena. Sau am pus mâna pe o cutiuță de Nesco, costa 12 lei. Și atunci eu mă întreb de unde au răsărit sultanii ăștia de cartier. Mazăre, Vidianu, Bunea Stanca, Oprișan, Dragnea. Noi nu i-am născut pește. pe ăștia. Noi eram bucuroși că vedem o ciocolată adusă din Budapesta sau de la Viena. Sau eram bucuroși că ne luăm blugi de la sârg, Blugi! Dar nu ne-am bătut, nu ne bătut niciodată pentru șalvari. Niciodată, nici în războaie, nici când am pierdut teritorii sau când au dat ciuma la și pe ăla. Nici când am rămas fără un target național, fără țintă, bă, fără plan, fără o aspirație. Știi de ce n-am rămas? Pentru că atunci exista un cuvânt magic în susul țării. Cuvântul ăla magic se numește ru -și -ne.